la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio după o frumoasă vacanță de vară, sper. Dacă aveți acces la un calculator, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreaesca.com. Astăzi o să ne petrecem următoarea oră și jumătate cu un om care își permite nebunia de a gândi cu mintea lui. Despre cine este vorba, aflați imediat. Lucrul care mă handicapează cel mai mult în viața mea este nehotărârea. A rămâne în picioare de-a lungul unei vieți depinde mai degrabă de altceva. Depinde de capacitatea pe care o ai de a-ți hrăni în continuu iluziile care te trag înainte. Suntem în atâtea felul încât oameni cunoaștem, cred. Și fiecare individ ne vede altfel. Sau fiecare om pe care îl întâlnim provoacă altceva dinăuntru nostru. Și splendoarea unui om este până la urmă dată de întâlnirile privilegiate ale vieții lui. Filozoful și scriitorul Gabriel Liceanu este așadar invitatul meu de astăzi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Cu ce gând v-ați trezit dimineața? Cu gândul că trebuie să ajung să fac o emisiune cu dumneavoastră. Cred că atunci când mi-a spus întrebarea asta, știați ca să o să răspund. La ce puteam să mă gândesc? Decât la ce fac la ora 1? Și implicit la tracul pe care l-am avut, pentru că postura dumneavoastră știți prea bine că e cea de brand absolut al ProTV-ului și ideea să intru cu dumneavoastră pe teritoriul unei emisiuni radio e inedită și atunci tracul e cu atât mai mare. Mă întreb cum o să faceți față la un interviu radiodifuzat. Asta e, și eu mă întreb cum o să fac față, dar am hotărât ieri că numai unul dintre noi are voie să aibă emoții, așa încât eu zic să mă lăsați pe mine, da? Aveți un ritual anume când vă treziți? Da. Cred tot mai mult, de ani de zile, că este importantisim pentru buna intrare în zi să ai un ritual al începutului de zi. Și, de pildă, micul dejun este unul extrem de important pentru mine. Să nu spuneți că îl luați în continuare pe șervetul brodat de mamă. Nu, dar este același și ideea că îmi pregătesc fiecare pas al micului dejun în fiecare zi același, cu aceleași gesturi, când mănânc aceleași lucruri, adică o cafea, un pahar de suc de portocale, făcut de mine. Da. Două felii de pâine prăjită. Nu mai mult, nu mai puțin. Cu brânză de tartinat, cum se numește, de capră. Există la Mega Image. Da. Așa. Și pe urmă, tot o felie de pâine neagră cu unt și cu miere. Asta mă face să cred că există o ordine în lume. Deci în fiecare dimineață mâncați aceste lucruri? În fiecare dimineață mânc asta și cred cu adevărat că în dezordinea în care trăim cu toții, în viața asta din România și de pe planeta azi, lucrul ăsta mă așează mai solid în viață. Pe urmă, mai am tabieturile de dușul, de pildă, este și el un ritual. Pentru că trebuie să îl fac cu anumite, dar știu că asta a stârnit mari supărări. Ideea că un om care se ocupă cu filozofia se spală așa de mult și așa de să aibă complicat. Mărci preferate. Deci marca mea preferată este Roger et Galet. Da. Pentru geluri de duș. Și o mare problemă, cum pleacă cineva la Paris, îl rog să-mi aducă două, așteptați trei flacoare. Așteptați în continuare pachetul din străinătate. Da, absolut, absolut. A fost la noi o vreme, însă a dat faliment. Numai dumneavoastră îl cumpărați. Nu, eu eram singur, îl cumpărau. Da, cred că nu era chiar profitabil. Farmaciile, nu știu. Și deci faceți duș cu produsele acestea. Schimb în fiecare zi între trei mirosuri de gel de duș. Care sunt mirosurile? Păi, am unul de amand, de migdale. Am unul de te ver, de ceai verde. Și am unul de Dumnezeule, cum îi spune? M-ați emoționat. Da, nu contează, mai aveți încă o aromă, am înțeles. Vă spun pe drum. Și aveți și niște ore la care faceți asta? Sau nu, orele nu sunt totuși aceleași? Da? Sunt, pentru că sunt un nocturn. Deci cea mai mare bucurie a vieții pentru mine, a zilelor, este când pot să mă retrag la ora 10 în pat, unde citesc până pe la ora 2 noapte. Și atunci sunt obligat să mă scol pe la 9:10.
Am înțeles. Doamne, sunteți chiar foarte organizat. Așa că ora 1 pentru interviu... Și restul vieții e la fel de organizată? Nu. Nu, restul trebuie să aibă o dezordine fecundă. Am înțeles. Adică trebuie să scrii nu cu porția. Nu, eu nu pot să scriu cu porția. Și nu fac parte dintre cei care, practicând, să zicem, profesiunea de scriitor, scriu în fiecare zi își impun două, trei pagini. Da. Nu, e vorba de stări. Am spus că una dintre rubricile emisiunii se numește Autobiografia în 20 de secunde. Nu mi-ați spus, aflu acum, mă îngrozesc de ce am să vă răspund. V-am spus, dar nu mă urmăriți, dar ce să fac? E și normal, într-un fel, mi se pare absolut normal. Așa că o să auziți un cronometru și când începe cronometrul, începeți să-mi spuneți ce vreți de set noastră în 20 de secunde, astfel încât să vă și dacă nu reușiți, ce faceți? Dacă nu reușiți, atât cât reușiți, atât reușiți. Da. Ce trebuie să fac, n-am înțeles. Să vă prezentați în 20 de secunde. Cine ca sunteți? Structură, da, psihică. Da, ca structură, ca ce doriți. Cum v-ați prezenta cuiva în 20 de secunde? Și acum trebuie să încep să acum, spun? Imediat când începe un cronometru, ia să vedeți cum se aude. Autobiografia în 20 de secunde. Oh, fundamental, cred. Sunt un personaj timid. Din cauza asta am devenit arogant. Pentru că timiditatea nu poate fi înfrântă decât scoțând o mască a siguranței de sine în lume. Cei care nu-și dau asta greșesc. Din cauza asta sufăr foarte mult pentru că mi s-a lipit o etichetă. A scăpat! A spus ce repede! Atât ați avut de spus că sunteți un timid arogant? Da. E esențial. Cum era familia dumneavoastră? Vă amintiți când erați mic cum era acasă? O, Doamne, cum să nu? Mi-amintesc foarte bine. Am și acum undeva în cameră o fotografie, ultima fotografie în care eu sunt un burghez. Mm. Am 4 ani. Și cum arată un burghez de 4 ani? Păi vă spun. Sunt într-un studio foto, deci mama mea m-a dus ultima oară, se putea face o ședință de acest tip, era o apucătură burgheză, îți duc copilul la fotografia. Eram îmbrăcat într-un pantalon cu vestuță de catifea neagră și o cămașă albă cu bolero, cum se numește? Cu jabot. Un jabot. Cu jabot. Și eram pus să stau pe un fotoliu de pluș roșu și aia a fost ultima zvâgnire de burghezie din viața mea. Pe urmă a venit, asta se petrecea prin anii 46, și pe urmă a venit foametea, nenorocirea, comunismul, și am devenit doar un nostalgic. Dar însă, dat fiindcă locuiam în Cotroceni, care este cartierul vieții mele, pentru mine este cel mai frumos cartier din lume, și pentru că mama mea avea o personalitate extrem de puternică, de om solid, a făcut față, a creat în apartamentul din Dr. Lister, unde locuiam, o adevărată citadelă în fața istoriei. Deci, pur și simplu, am fost apărat. N-am avut neșansa să ne pomenim cu milițienii în casă, pentru că eram mai mulți. Și să simtă copilul de câțiva ani că a venit comunismul. Nu, îl simțea în alte feluri, pentru că mă trimitea la capul străzii cu bonurile de unt. Unde luați contact cu realitatea. Și pe drum pierdeam bonurile. Și urma o dramă, pentru că nu mai aveai unt. Dar cum reușea să pierdeți niște bonuri pe drum? Dacă aveam 5-6 ani, cum să nu le pierd? Mai reușeam uneori, da. Deci am beneficiat de educația pe care părinții mei o primiseră în interbelic, drept care am fost cu adevărat o prelungire a unei vieți pe care, pe urmă, societatea română a pierdut-o. Din păcate. Și din punctul ăsta de vedere, de mic eram un reacționar. Lucru în familie, multe familii, după 48 la noi, nu mai vorbeau cu glas tare în fața copiilor, de frică să nu scape copiii ce auzeau în casă, la școală. Stradă, da. La școală, mai ales. Ori la mine nu se întâmpla așa. Drept care, m-am pomenit, tot așa eram de 3-4 ani, mergeam într-un tramvai din București, mama mă ținea în brațe, eram, cred, foarte mic, și îmi țineam geamul pe nas. Și țineam nasul pe geamul aburit, da. Era iarnă. Și mama îmi spune, nu, ia-ți mâinile, nu mai sta cu nasul acolo, că e murdar. Și am spus, aveam o voce groasă, grav,
M-am întors așa către mama și am spus, de ce? Au pus mâna rușii? Drept care la prima stație s-a dat jos Val Vârtej. Dați seama, asta o replică spusă până anii 47-48. Nu era chiar grozav. Erați un copil cu minte? Da, eram cu minte. Eram, aveam o grămadă de energie, îmi plăcea să mă bat ceilalți copii, dacă în stil justițiar, atenție. Și atunci. Da, justiția, adică cum și atunci. Și acum sunteți un justițiar. Da, când mi se părea că unul dintre ei nedreptățit de altul și mai rău, mai mare, reacționam ca un erou care vine, intervine și reglează lucrurile. Da. Și aveați o gașcă acolo, nu știu, în stradă, sigur, de băieți? Sigur că da. Erau 5-6 băieți care făceau prostii ca toți copiii. Unii dintre ei organizau sparget la ei acasă. Asta e una dintre cele mai frumoase amintiri din perioada 10 ani. Deci unul dintre ei plecau părinții la serviciu și spunea, azi spargem la mine. Eu am fost un prima. Deci intra în casă, deschidea geamul, ieșa în cuia ușa și pe urmă spărgea casa, ne invita să intrăm pe geam ca să spargem apartamentul. Bineînțeles că eu nu marșam la asemenea porcării. Nu cred asta. Erați justițiarul, erați polițistul care stătea afară și l-aresta? Nu, niciun caz, dar nu făceam pasul interzis dincolo de geam. Cred că muream de frică dacă mă puneam. Serios? În casa. Nu? Nu? Stăteați afară? Nu. Dar numai el făcea. Și cu toate astea... Ceilalți copii nu o făceau. A, numai el. Noi ne uitam la el cum își sparge casa. Și alte jocuri, a ce jocuri? A ajuns la casa de corecție, pe urmă. Serios? Păi a început să-i fure maică-sii bijuterii, chestii. Aha, deci nu era numai un joc, s-a transformat într-o... Pe urmă mă mai jucam și așa a început viața mea culturală, ca să știți. Aveam un prieten alături de mine, un vecin, exact de vârsta mea, care era puțin trăznit. Și am început să facem un concurs de cine are mai multe cărți din colecția Clasicii Literaturii Universale. Nu știu de ce am ales colecția aia. Asta e inexplicabil. Presupune că eram de ajuns de vastă ca să poată deveni obiectul unui concurs. Și eu îmi strângeam banii și ne număram la o dată pe lună, la două luni, care are mai multe volume. Și ca să să câștige, am început să fure cărțile. Și gata. Și a ajuns, și ăsta a ajuns la școala de corecție. Așa că acum înțelegeți pe cei care fură din librăriile Humanitas? M-am gândit la asta, să știți. Că la un moment dat am deschis o librărie la Râmnicu Vâlcea, se numea librăria Virgilie Runca. Unde v-ați fi născut, nu? Și, da, a fost tot un accident. Da, am trecut pe acolo în drum dinspre Cluj, spre București. Mama mea s-a oprit acolo. Așa? Și? Pentru naștere. Și... Au dispărut cărți? Nu. Și lansarea aia am făcut-o de mult, acum vreo 12-15 ani, cu Manolescu. Și veniseră în librărie profesoare cu clase de copii. Ce mesaj credeți că le-a dat Manolescu? Măi copii, să știți că dacă furați cărți, e singur lucru onorabil de pe lume. Am plecat de acolo îngrozit. Deci ideea că copiii din Râmnicu Vâlcea știau că pot să intre în librărie să fure și că chiar îi îndemnase domnul profesor, mi s-a părut uluitoare. Am făcut un scandal. Am zis, cum pot să spune asemenea orori? Chiar o să fure, mai nenorocit, ce o să se întâmple aici, etc. Nu v-a spus că într-un popor unde toată lumea fură ceva ar fi fost bine să fure cărți? Nu, era ușor irresponsabil. Da. Dar pasiunea aceasta pentru cărți credeți că va veni de acasă? Da, părinții mei aveau cărți multe. Nu știu de unde mi-a venit. Prima amintire a vieții mele în care eu stau cu o carte în față este legată de o seară friguroasă, era frig în casă, evident. Toată familia stătea și, nu știu, făcea acolo, asculta radio. Eu, în genunchi, cu o carte în față, pe un scaun, era Larusu. Dăm ceva că știți emblema Larusului, da, cu un profil care suflă o păpădie în vânt. Pe mine mă fascina, era gravată, era un Larus ediția 1940. Și mă uitam la nesfârșit la imaginile din Larus. Și Larus îmi devenise extrem de familiar. Din cauza asta, mă fascinau pozele din el. Evident că nu știam să citesc la vârsta aia, 5 ani în franceză și cred că am învățat pe la 6 ani să citesc. Și
e important că am ținut o carte de 1000 de pagini în față și că mă jucam cu ea și o răsfoiam. Pe urmă a devenit o pasiune, habar n-am de ce. Și sora dumneavoastră era pasionată de citit? Da, da, se citea mult. Dar nu știu, astăzi când a devenit o parte din viața mea raportul oamenilor cu cărțile și am ajuns până acolo încât să le spun să cred că cei care nu citesc nu fac parte din specia noastră, ci sunt o specie separată, dar încă n-am aflat care este secretul care îl împinge pe un om către carte și care știe că, care află că poate trăi infinit mai multe vieți decât aia pe care o trăiește în mod real dacă citește. Ce credeți că v-a transmis cel mai important familia dumneavoastră? Vă spun foarte spontan mi-e răspunsul. Cinstea, să nu furi. Cinstea. O cinste totală. Ideea că un om care poate să fie necinstit, să fure, să mintă în stil, cum să vă spun, așa cum se minte la noi astăzi în vârful societății, amplu, nu e vorba de o minciună obișnuită, ar fi o prostie, zi, toți oamenii mint în prostioare, sau mă rog, în viața lor privată, dar minciuna publică sau furtul, necinstea, faptul că cineva, că poți să-l trișezi, că poți să primești de la cineva niște bani pentru o vreme și să-mi mai dai, lucruri de genul ăsta erau inimaginabile. La un moment dat nu mai era, tatăl meu era contabilul șef al Morilor Dâmbovița, ăsta e cartierul Cărtărescu, el evocă de multe ori furnalurile Morii, era pe Ștefan cel Mare. Și de asta prima oară mi-a fost foarte simpatic când am dat cu nasul de evocare, zic, uite-te, întreprinderea care a lucrat, ai că mi-e personaj literar aici. Și la un moment dat, înfrânți noi de foamete, de nu știu ce, maică mi-a spune lui taică, tu nu poți să aduci o pungă de făină de acolo, de la moară. Zic, cum a putut să-ți treacă până cap așa ceva? E o discuție care mi-a rămas în minte, s-a supărat îngrozitor. Da? Cum să-i ceară o pungă de făină? Maică mea, ca o femeie înghesuită de mizeria, n-avea să ne dea să mâncăm, s-a gândit că cine știe, poate că la o moară o pungă de făină. Mama ce făcea? Cu ce se ocupa mama? Profesoară de matematică. A fost formată într-un... Deci familia mea din partea mamei vine dintr-un sat de lângă Caracal, Cizien numită. Era pe moșia familiei Brâncoveanu și tatăl mamei mele, deci bunicul meu, era un învățător din generația lui Spiru Haret. Deci erau oameni care își spuneau că vocația vieții, obligația lor este să înveți. Da, dar nu vrea să ajungă, putea să ajungă mai sus, putea să facă... Nu, trebuia să fii învățător. Era o obligație civică, drept care cei 7 copii au fost făcuți toți învățători. Deci în interbelic, mă rog, în anii 20, mai precis, începând cu anii 20, a fost aruncată peste țară o masă de tineri formați ca învățători la sate. Și școala care se făcea acolo era impresionantă. Deci un copil care termina o școală primară într-un sat de genul ăsta și având ca învățător oameni de tipul bunicului meu, care înființa pe urmă o bancă agricolă în sat, care îi civiliza, care... Oameni cărora le păsa de... Care le vorbea de sărbători, care... Bun, cu adevărat era o construcție de viață comunală absolut extraordinară. În același timp erau oameni foarte harnici, care puteau să-și facă o avere muncind absolut nebunește. În clipa în care au venit comuniștii, deja fiul mai mare... avea tractor, avea conac, avea pământuri, toate făcute bine. Tocmai bine să le ia... Da. Acum când vorbesc de muncă, mi-aminteam povestea aceea frumoasă pe care o spuneați despre mama dumneavoastră când vă puneați să spălați vasele și dumneavoastră erați speriat
Și ea cum zicea? Nu eram Mi se pare extraordinar asta. Nu. Cum vă zicea? Nu. Erați prietene atunci... de multe sunt și că trebuie să faceți mult. Nu, dar cum? Cum era? Ați încurcat vasele cu lemnele. Până la urmă e aceeași concluzie, nu? La început, prin anii 48, nu mai erau, se încălzea cu cărbuni. Uh-huh. Și venea ca căruța, atenție, cu cărbuni, pe urmă căruța cu lemne, se mai băgau și lemne, jumătate. Și pe urmă, la un moment dat, au intrat și camioanele cu lemne. Și se aduceau cota de lemne sau, și le aruncau pe trotuar în fața casei. Problema era cum le cărai de pe trotuar în pivniță sau unde le țineai. Și totdeauna am revenit mie rolul ăsta. Aveam 10 ani, 11 ani și mai mic chiar. Și mama mă scotea și hai că au venit lemnele. Și eu ieșeam și vedeam în fața mea o schivă de lemn care îmi spărea infinită. Ideea că eu trebuie să duc lemnele alea 10 metri să le arunc undeva și până o să mă duc să le stibuiesc, mă termina și de disperare începeam să plâng. Și atunci ea îmi spunea, haide, hai Gabriel, ochii te sperie, mâinile te scapă. Și cu spălatul vaselor cum era? Spălatul nu trebuia vaselor, să le spălați bine? Nu, era alb, nu. După ce se termina masa și erau șase persoane, mama spăla vasele și eu trebuia să stau alături cu cărpa să le șterg. Și era momentul în care copiii ieșeau afară să se joace. Și ideea că ei au început să se joace și eu în timpul ăsta șterg vase, vă dați seama, un copil care nu poate să se joace pentru că trebuie să ștergă vase. Drept care plângeam năbușit acolo și... Și le ștergeați. Urmarea este că în clipa de față raportul meu cu vasele, cu spălatul vaselor, cu gătitul și toate celelalte, este absolut optim. Este o formă de disciplină, îmi place să spăl vase. Un lucru bine făcut. Și îmi place să le șterg cu cârpa până când... Scârție. Scârție. Știți? Da, știu. Și dumneavoastră știți. Am mai auzit și eu cum scârție vasele. Credeam că habar n-aveți. Știți că mi-a plăcut foarte mult când vorbeați, apropo de vase, de memoria bucătăriei. Pentru că întotdeauna și eu, de exemplu, când simt un miros de supă cu tăiței, mi-aduc aminte de o scenă anume în casa bunicilor mei de la Brașov și cum mirosea a supă de tăiței. Ce mâncare vă aduce aminte de copilărie? Dumnezeule, ce mâncăruri rafinate mâncați. Da, supă cu tăiței, foarte bună. Foarte bună și era dulce așa. Mâncarea curentă, tot în anii aia. Vorbim mereu de deceniu, de anii 50. Pentru că atunci a fost cel mai dur. Sfârșitul decenului 5 și începutul decenului 6. Și vă dați seama, pentru o femeie care trebuia să-și hrănească familia, doi copii, soțul și părinții, era o problemă, ce pregătești în fiecare zi. Și la un moment dat se mânca zile la șir mămăligă veche de pe o zi pe alta, care se sfărâma cu furculița și se amesteca cu bucățele de pâine și se prăjau toate în untură. Deci mămăligă prăjită cu pâine prăjită. Asta era un fel curent. Din când în când sora mea începea să plângă și să spună, nu mai vreau să văd cu o licuță de asta cu pâine prăjită, altceva nu ai. Da. Asta era o mâncare care nu mi iese din cap, dar... Și v-ați mai făcut-o după aceea să mâncați așa în... Nu, asta n-am mai mâncat niciodată, dar, cum să vă spun, memoria papilelor este formidabilă și... Mama mea gătea foarte bine, deci fetele în interbelic făceau la școală ore de gospodărie, drept care ieșeau gospodine perfecte, cu adevărat. Și astăzi gătesc cu sfințenie marile feluri. Da? Pe urmă, în anii 70, lucrurile s-au schimbat, 60-70, pentru că au apărut o varietate de alimente care au permis vechilor gospodine să-și recupereze rețetarele și toate. Dar prăjituri mai furați? Nu furam, nu mă puteam abține până... Da, da, așa se cheamă, că le furați. Da, da, nu vă puteam abține și luați din tavă, de se cheamă că le furați. Asta de cinstice eram. Da. Nu, aveam voie să fur prăjituri în mintea mea. Da, asta mi-a plăcut. Deci nu furam pentru că aveam voie să fur în mintea mea. O zi înainte de Crăciun sau de Paști se umplea un dulap, un anumit dulap din sufragerie, cu platourile cu prăjituri. Cum vă imaginați că la 12 noaptea, când toată lumea dormea, nu mă duceam să... era foarte frumos să sustrag. Le furi, să le, da.
Și ca să vă dați seama cât de viclean puteam să fiu, ele erau de obicei pudrate cu zahăr. Deci când extrăgeai una... Se vedea? Se vedea. Și atunci aveam o strecurătoare cu zahăr și pudram locul. Le rearanjam și pudram locul. Doamne. Dar aveți în continuare fascinația aceasta pentru o prăjitură interzisă? Nu, pentru că acum am ajuns la o înțelepciune a dietelor sau, cum să vă spun, la o cultură gastronomică care mi se pare că face parte din gradul de civilizație al vieții noastre. Am reușit să-mi interiorizez și asta grație unui regim celebru care se numește regimul Scarsdale. S-a făcut și un film cu autorul acestei cărți. Era un celebru medic dietetician din anii 60, care împreună cu un coleg al lui au făcut pe 15 ani de studii, după capul meu, cea mai bună rețetă de regim din lume. Deci poți să slăbești, dacă vrei, cu adevărat, în orice clipă, 8 kg în 2 săptămâni, fără să suferi de foame. Ia să-mi lăsați și mie rețeta. Nu știți? Nu deci, știu. Humanita s-a publicat în vreo 10 ediții cartea asta. Doamne, cum am scăpat de tot? Care este urmarea? Urmarea este că înveți... Cum să mănânci? Sau ce să mănânci? Înveți calorii, înveți... Ai capeți cultura alimentelor. Știi ce introduci în tine. Și știi exact ce se întâmplă cu orice lucru pe care îl mănânci. Da, ai voie o prăjitură? Sigur că ai voie. Ai voie dacă nu o faci zilnic. Am înțeles. Da. Tot la memoria mâncați efectivă. Mâncați prăjituri? Da, mănânc prăjituri. Nu zilnic. Vreți să vă fac? Nu zilnic. Dar vreau să-mi faceți o prăjitură. Vă fac o dată un arlechin. Știți ce? Nu știți ce e arlechinul. Cum e arlechinul? Prăjitura formidabilă. E cu ciocolată? Nu. Dar cu ce? Nu, este cu... E o prăjitură cu o cremă de ou și brânză de vaci, da, cu stafide și cu... Un gem făcut în casă, nu gem. Și faceți și gemul sau îl cumpărăm? Trebuie să, te descurci. Acum da, faci jos un gem cât bine. Mai. Și e am înghițit acum. Da. Da. La capitolul memoria afectivă ați trecut casele copilăriei. Și acum îi duceți dorul casei din Lister 69? Păi, nu. Casa aia a rămas în familie, da, dar nu? a trecut pentru că eu a trebuit să mă mut la un moment dat din casa părintească din Lister. Am fost izgonit pur și simplu pentru că s-a născut fiul surorii mele. Și din cauza lui, de care l-am detestat o vreme de ani, a trebuit să plec din cuibul inițial. Și m-am mutat undeva prin cartierul Mântuleasa, care era cu totul altceva decât Cotroceniu. Și am trăit acolo niște decenii și nu mi-am pus problema că aș mai putea reveni vreodată. Și s-a întâmplat miracolul vieții mele, cu adevărat. Deci asta deja nu cred că e un lucru întâmplător. Pentru că am reușit să revin în urmă cu vreo 8 ani în cartier, exact vis-a-vis de prima casă în care am deschis ochii în Cotroceni. Am stat 2-3 ani într-o casă pe Dr. Tomescu, care era lipită de Cotroceni, 2 ani și pe urmă ne-am mutat în apartamentul Lister. Ei bine, casa mea actuală se află exact vis-a-vis de locul unde am petrecut primul Crăciun, unde m-am jucat prima oară în curte, etc. Aveam chiar 3-4 ani atunci. Și ideea că mă uit la mine de pe balconul actualei case, în curtea unde... Vă uitați la dumneavoastră mic? Mă uit la mine mic. Și senzația că bucla vieții mele s-a închis... într-un mod frumos și că n-am visat niciodată că aș putea să revin acolo, mi se pare cu adevărat legat de destin. Scena care m-a marcat în curtea în care mă uit uneori și mă uit la mine la vârsta asta de 4 ani a fost când am întins piciorul pe sub poarta acelei curți și ca să mă joc cu un câine care trecea și care m-a mușcat sec. Și aia a fost prima traumă a vieții mele, pentru că pe urmă am făcut 16 injecții în burtă. Atunci așa se făcea. Deci vă dați seama cam ce varză se petrece în capul meu în clipa în care mă uit la mine la 3-4 ani de la vârsta actuală. Mie mi se pare extraordinar. E o scenă de film. Știți să-mi interpretați? Eu nu, da, nu știu vă cum interpretez, să mă descurc. O să vă interpretez după ce o să... de făcut. Da, după ce o să ascultăm una dintre melodiile pe care le-ați ales pentru astăzi.
Antoan, mi-a spus că trebuie să ascult, să-l descoper și eu pe Antoan și să știți că l-am descoperit. Da. V-a plăcut? Spuneți. Mi-a plăcut, nu știu, mi s-a părut un fel de Beatles, dar nu știu dacă e bine ce zic, numai că un fel de Beatles franțuzesc, așa. Haideți să ascultăm o melodie să vedem ce cred. Era și... Era muzica da, și da. Ascultătorii noștri. Invitatul meu de astăzi este filozoful și scriitorul Gabriel Liceanu. De ce ați ales melodia aceasta lui Antoan? Trebuie să vă imaginați cum arăta după înghețul teribil care a durat până în anii 64-65, ce a însemnat pentru generația care avea atunci 20 de ani, s-a dat drumul și la muzică. În primul rând se dăduse drumul la casetofoane. Erau celebrele casetofoane Tesla. Și cine avea, nu toți copiii aveau un casetofon în liceu și în primii ani de facultate. Și atunci cei care aveau erau foarte solicitați pentru că mergeau cu casetofon în fiecare weekend la altă ceai. Petrecerile se numeau ceaiul. Vă dați seama ce a fost? De ce se chemau ceai chiar acum? Că nu bea nimeni ceai. Că am fost și eu la niște ceaiuri, nu bea nimeni ceai. Ați mai prins perioada când se spunea ceaiuri? Da. Dar nu-mi amintesc ceaiuri. În orice caz, omul cu casetofonul era un răsfățat. Îl curtau toți, se purtau cu el foarte atent, iar el era incitat să vină cu noutăți. Și în 1966, atenție, generația noastră atunci era conectată deopotrivă la muzica americană, dar deopotrivă la muzica franceză. Pentru că a fost o generație crescută în cultură franceză în continuare. Engleza nu însemna atunci atât de mult cât însemna franceza, drept care, iar muzica franceză în momentul ăla însemna ceva. Acum n-aș ști să vă spun niciun lucru. Mai au și acum, dar nu... Da. Dar atunci erau nume fabuloase, era Brassens, era Brel, era... Adamo, era Aznavour, se asculta Isabel plângând de emoție, noaptea cu dansai cu fată în braț, ascultând Isabel, era nebunie. Acum toată lumea o să fie pe calculator să afle cine este Antoan, să vedeți. Păi merită. YouTube iar trebuie Antoan, să vă mulțumesc. Antoan, dacă or să se uite și la cum arată, o să înțeleagă de ce e fascinant? Pentru că apariția lui în peisajul de atunci al muzicii franceze a fost șocantă. Niciun cântăreț nu devenise celebrisim peste noapte grație unei singure melodii. El nu și-a putut depăși niciodată acest succes. Hitul ăsta n-a mai fost în trecut. Deci marea lui problemă a fost cum să existe mai departe ca cântăreț după elucubrațiile lui Antoan. Elucubrațiile fiind aiurelile, trăznelile lui Antoan, așa ar trebui tradus. Și tipul arăta, cum s-ar spune astăzi, cool. Era hippie, avea o siluetă formidabilă, vreun metru 86-87, slăbuț complet, cu picioarele strâmbe. Așa, călcând. Era un fel de Mick Jagger, așa. Da. Așa, dar mai haios, mai... Bon. Mai francez. Și... Atunci, generația asta, suntem atenție, în 66, în 68 urmează Maiul Franțuzesc cu studenții care. Deci aici se clocea ceva cu, deja în muzică. E un cântec nonconformist, cuvintele sunt superbe. Deci cine o să vrea să-l asculte, să caute cuvintele. Pentru că sunt foarte frumoase. Haideți să ne întoarcem un pic în București. Ați făcut liceul Lazar? Da. Și eu n-am știut până de curând. Sunt foarte mândru. L-ați făcut și noastră? Da. Și cum de n-am știut? Asta nu o să-mi iert niciodată. Să vă spun una dintre crimele petrecute în București după 90, apropo de liceul Lazar. Liceul Lazar s-a născut prin 1860-70, nu știu precize, dar exact în anii ăștia de început, și a venit Carol I însuși și a semnat în cartea liceului. Liceul are o valoare istorică formidabilă. Treptele pe care urci de la parter la etajul întâi au fost călcate de milioane de elevi de-a lungul peste unui secol, nu? Ușile de 3-4 metri, ramele ferestrelor, mozaicul de pe culoarele liceului, nu se umblă la ele. A venit, cum se spune, în clasa politică de după 90. Și primarul
Da, știu, nu, să primarul, nu mai spuneți de termopane și de toate alea protocolii, că nu vreau să vorbim la îmbunătățească, despre asta, că sunt foarte îmbunătățească liceul. Nu asta vă dați seama ce înseamnă o mică afacere de genul ăsta, firma lui Cutărică, vine și primește bani să demoleze mozaicul, treptele, ușile istorice, ferestrele, toată splendoarea unui lucru, ființa de timp a acestui liceu a dispărut. A venit o nenorocită de firmă mână în mână cu primarul, abar n-am ce șpăgi și-au dat unul altuia, și-au distrus istoria. Și-au distrus istoria. Așa cum se întâmplă și o mulțime de case, ce? Nu? Ați văzut ce e acum? Niște mozaic, niște placaje. Desigur, eu am aceleași emoții când intru și încerc să fac abstracție de toate. Când am văzut asta, mi-a venit să plâng, să urlu, ar trebui pedepsiți, bătuți cu biciul în piața publică. Cum să ucizi ființa de timp a unui liceu? Pentru că nu știu despre ce este vorba. Pentru că n-au înțeles apropo nimic. De, pentru că niște v-am care... urmărit odată într-un interviu cu prințul Charles. Pe asta ne explica omul ăla. Că trebuie să-ți păstrezi obiectele vechimii și reușitele trecutului ca pe cele mai prețioase lucruri din lume. Asta ne-au distrus. Dar... Deci eu nu mai pun piciorul în laser niciodată. Nu, să nu faceți asta. Da. Bine, atunci povestiți-mi despre concursul acela cu drumeții veseli. Am să încerc să îl conving pe, cred că l-am convins pe ministrul actual al învățământului să rea acest concurs. Pentru că pentru licee, pentru elevi, era felul în care puteai să intri în cultura umanistă într-un mod formidabil de la vârsta de 14 ani. Temele erau toate culturale. Și erau întâlniri între licee diferite, Lazărul de pildă, cu Sava. L-am concurat eu cu Sava. Vă dați seama ce competiție formidabilă era, pentru că fiecare din acest liceu își revendica prioritățile, mă rog, excelența. Și trebuia să te pregătești luni de zile înainte, se făcea pe etape, pe finale, avea o priză enormă, toată România a ascultat duminica de la ora 11 la 12 jumătate concursul drumeții la radio. La radio. Uh-huh. Absolut toată lumea era la radio. Cum de avea celebritatea asta, nu știu. Astăzi, dacă s-ar reface asta la televizor, la Pro TV, o să vin să vă propun proiect. Dacă nu veniți dumneavoastră să-l gestionați, să-l... Veniți dumneavoastră. Nu. Ba da. O să aibă rating zero. Oh! Deci cum să vă spun, în clipa în care arunci camiză, eu știu, Don Quixote sau Odiseea și pui echipele se înfrunte, în jurul acestor teme, copiii, clasa, publicul, intră în cultura mare a lumii. Adică intră în cele mai splendide selecții de valori pe care le-a făcut omenirea. Păi hai să refacem, emisiunea. Da, nu, gata, hai să ne punem acest... Ar fi un mod de a recupera drama care se întâmplă azi cu noi. Și ați participat și am ajuns în finală cu cei de la Sava și... Și atunci profesorul de română, celebru de la Sava, Alexandru Savu, cred că îl chema, Savu, da, era profesor la Sava. Uh-huh. Deci n-a putut să fie obiectiv. Și atunci când s-au pus ultimele 5 întrebări de câte 5 puncte, da, erau fulger, așa cum mi-ați făcut dumneavoastră cu autobiografia mea, trebuia să răspunzi absolut pe loc și până, păzitorii infernului și trebuia să spui repede, cerberii, cu tare. Și a zis că nu sunt cerberii. Și a zis că, greșit, pentru că deja pierduse celălalt, nu știu să răspundă la o întrebare. Și atunci, ca să scoată liceele egale și să nu-și văduvească liceul și nu știu ce, a trișat. Da, nu ne plac nouă ăștia de la Sava. Da, nu, într-adevăr. Și n-a făcut contestație? Nu exista, nu exista atunci, nu? Așa ceva, iar omul era formidabil. După aia l-au băgat la închisoare. După faptă și răsplată. Nu, l-au băgat la închisoare că l-au descoperit reacționar. Cum erați în perioada adolescenței? Ați fost rebel? Ați fost... Nu. Eram timid. Da? V-am spus că timiditatea m-a caracterizat. Nedefinit, neconștient de calitățile mele, absolut deloc. Neîncrezător. De unde venea neîncrederea asta? Păi nu știam să mă evaluez. Dacă eram timid și nu aveam...
Păi și de unde? Unii oameni știu să se evalueze așa de tineri și alții nu știu pur și simplu? Sau? Da, n-am de unde să știu ce s-a întâmplat. Care, mă întrebați unul care țin de firea mea. De unde vine neîncrederea? Pur și simplu am fost proscroit pe linia asta. Îi vedeam pe ceilalți și mi se păreau că toți sunt mai buni ca mine. La școală mă simțeam un elev mediocru. Când am fost ales să reprezint Lazaru la concursul ăla de care am vorbit, am crezut că e vorba de o greșeală. Păi și după aceea ați văzut că n-a fost vorba de o greșeală și ați câștigat concursul. Nu v-a revenit nu știu, n-ați simțit dintr-o dată că aveți încredere? Vă fac o mărturisire. Niciodată după un lucru care mieze, eu nu încapăt încrederea în mine și continui să fiu nemulțumit. De pildă, după emisiunea asta am să mă duc acasă și am să fiu șocat, n-am să știu cine sunt. O să-mi vină la nesfârșit scena cu fericire, dragoste, spiritul meu pe care vi l-am invocat. Nu-i nimic, cu ocazia asta avem o temă fericit. Pentru o altă carte. Uite, n-am știut asta, de ce nu am știut? Înseamnă că nu m-am gândit, de ce nu m-am gândit? Așa se filozofează, nu? Nu, mi se pare mereu că există adevărul e că există totdeauna ceva mult mai bun ca tine în domeniul în care lucrezi. Da. Și asta te face să stai în banca ta. Deci oamenii care își pierd, nu? Și-o iau un cap, nu se... Mie mi-e de ajuns să mă gândesc că există Kant pe lume ca să mă calmez. Da, sigur. Bun. Asta nu înseamnă că trăim într-o continuă neîncredere, nu? Ba da, mă gândesc la Cioran și îmi văd de treabă, mă consider un pic meu. Și mă uit în jurul meu și mai văd câțiva prieteni care mi se par formidabili și eu îmi spun, eu nu sunt atât de bun ca ei. Da, dar pe urmă vă uitați în jurul dumneavoastră și vedeți și alți oameni și mă gândesc că sunt mult mai bun decât ei și că trebuie să-i învăț și că nu la ei mă raportez. Am înțeles. În perioada adolescenței v-ați fi îndrăgostit? O, Dumnezeule, dar bineînțeles. Era ceva tulburător, deci când am descoperit fetele ca ipostază a celuilalt sex. Deci în clipa în care un copil capătă conștiința sexului, asta se întâmplă cam după 13-14 ani, e foarte interesant că băieții nu au conștiința arătărilor, a aspectelor, a trupului lor, a îmbrăcăminților, spre deosebire de fete, nu o descoperă până pe la 14-15 ani. Deci ei nici nu știu cum arată, n-au o relație cu oglinda. De-abia în pubertate, în clipa în care el se inventează ca ființă sexuală, îi apare instinctul sexual, atunci își pune problema ce fel de arătare este o fată, ce-i cu ea, că evident că nu-i ca el. Și e tulburător. Eu am avut norocul să mă întâlnesc cu sexul opus, nu de la 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, brusc la 14 ani, deci în plină pubertate, nu? Și atunci întâlnirea cu fetele a fost ceva tulburător. V-a speriat sau v-a fascinat? La Lazăr erau multe fete. Era fascinant. Erau frumoase. Erau... Păi că unul în cele mai frumoase momente ale vieții. Ce vă plăcea la o fată? Vă amintiți ce vă atrăgea sau ce vi se părea? Am scris la un moment dat, în joacă, bineînțeles că nu am curajul să mă consider scriitor. Am făcut la un moment dat un volum Povești de dragoste la prima vedere. Și povestea mea de dragoste la prima vedere a fost una din clasa 8-a, când efectiv chipul unei colege care stătea în lateralul meu, ochii ei verzi, frumusețea feții, felul în care își arunca capul și își mișca perdeaua, era însă puțin așa cam ca dumneavoastră, dar părul era mai mobil și îl mișca așa ca pe o perdea. Să mă tulbura îngrozitor, vă dați-mă, habar n-aveam ce se întâmplă cu mine. În orice caz, de la o pauză la alta, nu mai aveam liniște, pentru că trebuia să mă să vorbesc cu ea. Da, și aveați curaj să vorbiți, nu erați chiar atât de timid, nu? Noi eram, fiind colegi de clasă, automat. Găsați un subiect. Sigur că, dar nu era dificil asta. Păi și v-a devenit iubită sau nu? Adică ați pupat-o sau ce se întâmpla pe la vârsta aceea? Nu, v-am spus că eram timid. Chestia cu pupatul s-a petrecut, eu n-aveam inițiativă la 14 ani. La 20 de ani s-a petrecut cu pupatul. Nu, altceva asta. Să ajungem acolo. La 14 ani, o fată foarte drăguță de la altă clasă m-a dus pe terasa liceului. Știți că Lazăru are o terasă? Și acolo nu ajungea nimeni. Și atunci s-a întâmplat asta. Mi s-a părut ceva luitor.
Deci nu fata de care așa, o alta a avut inițiativa. Da. Nu, asta era foarte cuminte. Spre neșansa mea. A, și deci cu asta, cu prima, nu s-a întâmplat nimic niciodată? A rămas așa o chestie teribilă. Ne-am propus să ne sinucidem într-o cameră cu crini. De adevăratele? Da, ne-am propus asta. Vă dați seama ce subterfugi era ca să ajung cu ea. Foarte interesant că la 14 ani poți să te gândești de fapt cum să ajungi în situația aia optimă. Și cum nu se punea problema la vârsta aia să faci propuneri când vii pe la mine, da. Să bem o cafea, i-am zis, noi vrea să punem într-o noapte crini într-o cameră. Am auzit că te otrăvești și murim în camera cu crini. Doamne, de aia nu s-a speriat? Cum să -ți propună cineva să mori la 14 ani? Păi da, cred că a înțeles că era vorba de o mare pasiune. Și iubirea și moartea, știți că merg mână în mână. Oare știi asta mare la 14 ani, da, așa? Și nu. Și a fugit sau a fost de acord? A zis că da, că facem asta. Și a dispărut. Și a dispărut. M-a păcălit. Aici am rămas singurul prost în povestea asta. Nu cred. Eu începusem să adun crinii, știți? Și de-a lungul timpului tot așa v-au sedus doamnele? Că ați tot scris pe tema seducției, nu? Care era? Eram sigur, îmi spuneam, bun, ce o să mă întreb? O să ajungă la povestea acum, hai. Există și ele, spuneți. Ce să facem acum? Să le scoatem din viața noastră? Nu avem cum. Mai rău, faceți foarte bine că mă întrebați, pentru că unul dintre lucrurile cele mai rușinoase în istoria filozofiei este că filozofii sunt îngrozitori de pudici. Deci ocolesc în mod sistematic subiectul eroticului, al iubirii. Aproape niciunul nu discută. Socotesc că nu e de nivelul speculației. Da. Ori asta este tăietură fundamentală a vieții, cum să-l ocolești. Dacă vreți să știți ce cred despre asta, vă spun că marea dramă a vieții erotice a oamenilor, în speța iubirilor, este contratimpul. Contratimpul este incapacitatea a doi indivizi turnați în ei înșiși să se poată asambla, pune la împreună. Când unul vrea un lucru, trebuie să-l vrea și celălalt. Și asta în toate detaliile, pentru că ajungi să trăiești, două ființe încearcă să se identifice. Dar asta nu se poate, pentru că ritmurile de existență ale fiecăruia sunt numai ale lui. A pune de acord tăieturile existenței tale cu ale celuilalt e lucru cel mai greu din lume. În plus, orice relație erodează. Deci trăită într-un mod neinteligent, printr-o frecventare asiduă a celuilalt, cum e viața de cuplu în familie, zi de zi. Romeo, Julieta, imaginați dincolo de mormântul lor, de fapt, Tolstoi o spune, în Război și pace, Natasha, după ce apare pe scenă marea iubire cu Andrei Balconski și îi vezi ca, exact ca pe Romeo și Julieta, pe urmă ea se căsătorește după moartea lui Andrei Balconski. Și se căsătorește cu Pierre Bezukhov și devine grasă, gospodină, cicălitoare și marea splendoare a iubirii dispare. Deci nu credeți în căsătorie? Adică nu-i vedeți rostul? În momentul de față este una dintre instituțiile în criză, în mod clar, pentru că ea trebuie să rezolve pe de o parte structura de bază a societății și n-ai cum să ocolești chestia asta, pentru că vrei partener, vrei copii și așa mai departe. Pe de altă parte, ea nu rezistă conform proiectului inițial. Orice cuplu obosește, îmbătrânește. Păi și înainte nu obosea cuplul și totul se exista? Ba adică da, ce s-a întâmplat? Se petreceau lucruri pe dedesubt. Exista o enormă ipocrizie. În secolul XIX, bărbații se duceau la bordeluri, iar soțiile făceau nevroze și se duceau la cabinetul. Și acum, în loc să facă aceste lucruri, divorțează? Sau, divorțează sau se înșală la lumina zilei sau trăiesc într-o promiscuitate acceptată de toată lumea sau neacceptată. Nordicii au căutat cu disperare o soluție, pentru că singurătatea nu e o soluție, dar nici erodarea de clipă de clipă nu e o soluție.
Și atunci au căutat formule de cuplare în care libertatea, respirația partenerilor să poată să existe. Stau două zile împreună, au două apartamente, se văd în weekend sau se văd... Păi și acolo nu trebuie să fie tot o concordanță, că poate eu vreau să stau luni și marți și tu vei miercuri și joi și tot nu ne iese. Păi, nu? E ca și ca în orice administrare. E o formă de a-ți administra cuplu. Deci căsătoria e o chestie de inteligență în mare măsură. Ori copiii la 20 de ani, oamenii la 20 de ani n-au nicio inteligență. Nu, dar atunci de ce se mai căsătoresc oamenii totuși? Pentru că există marea iubire a vieții pe care crezi că o întâlnești. Uitați-vă la actorii de la Hollywood. Păi, o întâlnești, dar trebuie să existe o hârtie, adică da. Sunt cele mai mari iubiri. Adică nu poți să trăiești cea mai mare iubire fără să te căsătorești cu cineva? Da, și după 3-4 ani divorțează. Și urmează altă mare iubire. Și tot așa. Deci lucrurile, cuplurile alea, Filemon și Baucis, știți, marile cupluri eterne în care totul rămâne de la cap la coadă impecabil, astea sunt extrem de rare. Deci trebuie să efectiv să-ți găsești formula ideală de fiecare trebuie să aibă pasiunea lui, trebuie să știe cum să-și dozeze relația cu celălalt. Dumneavoastră ați găsit-o? La un moment dat? Da, am găsit-o când era prea târziu. Adică, ce vă spun eu acum, sunt lucruri pe care încep să le gândești după 50 de ani încolo. În general, oamenii intră în viață făcând cele mai mari idioțenii pe tema asta. 20 de ani, 30 de ani. Care credeți că a fost cea mai mare idioțenie pe care ați făcut-o pe tema asta? Atenție, la 20 de ani sau la 30 de ani, trăiești încă cu senzația eternității tale. Ești etern. Nu spui problema că vine un moment când tragi linia și trebuie să vezi ce s-a întâmplat. Și gesturile pe care le faci consider că sunt reparabile în consecințele lor tot timpul. Ori nu e așa. Afli către partea a doua a vieții că tot ce ai făcut greșit plătești. Plătești cu un copil pe care l-ai făcut într-un cuplu negândit cum trebuie, tragi după tine traumele lui. Știu, dar până la urmă încercați să-mi spuneți că dragostea trebuie gândită. Și nu știu dacă se poate asta, nu? Sau dacă ai mai e dragoste? Oamenii maturi nu-și pot gândi dragostea. Da, și te îndrăgostești la 20 de ani, ce să facem? De obicei se naște în etape ale imaturității. Când se naște în etape ale maturității, are șanse mai mari să se construiască cum trebuie. Pentru că ați vorbit despre copii, Ștefan, câți ani are? 42. Și ce face? A stat 17 ani în Japonia, a câștigat un concurs pentru o bursă japoneză în anii 92, dacă nu mă înșel. Tezele se corectau la Tokyo. Deci nu se punea problema de aranjament de cu japonezii. Și faptul că a plecat prin propria lui performanță mi s-a părut extraordinar. Noi trăim cu ideea, sau, mă rog, generația mea care n-a avut parte de asemenea șanse să-și facă studiile în Occident, în Japonia. În plus, Japonia era un mit. De care s-a dus acolo, s-a dus să locuiască în propriul lui mit. Bineînțeles că s-a pomenit pe altă planetă. A descoperit singurătatea destrămătoare. În Japonia, străinul e străinul absolut. Pentru că rasa e complet diferită și ei sunt de departe cei mai distanți față de celelalte rase. Există și ierarhii. Dar s-a obișnuit? Nu intrăm în rasismul lor. Și după ce și-a făcut studiile în finanțe, economie acolo și pe urmă a trecut în mod straniu pe un masterat de budism zen, a dat concurs la o bancă, la mai multe bănci din Tokyo, și a câștigat la una dintre cele mai mari, care se numește Barclays, și a lucrat în banca aia 10 ani de zile. O să mă întrebați dacă asta a fost o reușită a vieții lui, ce cred eu, habar n-am, el spune că da, evident, l-a format, a învățat o disciplină, a învățat niște limbi, își vorbește japoneza perfectă, adică e bilingv. Engleza la fel.
Deci a venit cu o cultură de acolo pe care nici nu și-ar făcut-o. Să stai în centru finanțelor lumii, nu? Evident că înveți niște lucruri. Dar povestea asta, după capul meu, l-a stors. Ești o piesă într-un mecanism reglat perfect, care zi de zi, de la ora 8 dimineața la 8 seara, face același lucru. Ca un robot. Ca un robot. Și seara ești vid. Deci s-a întors definitiv în țară în urmă cu 4 ani și am un om pe care deja nu-l mai cunoșteam, vă dați seama, el venea din când în când aici. Dar am descoperit un om care era asocial. Nu comunica normal cu oamenii, pentru că trăise într-un borcan de sticlă. Nu? Trăise într-un clopo de sticlă. Și acum ce face? Acum, marea fericire este că ați auzit de magazinul Takumi? N-am auzit de magazinul Takumi. Nu se poate. Nu vă cred. Bun. Lucrați împreună deci acum. Deci librăriile Humanitas au deschis la librăria din fundul curții, care nu mai mergea. În locul... a fost o librărie a anilor 90. Da, și știu. Generațiile care o vizitau au ieșit de pe scenă. Drept care publicul dintre noile generații... Și era falimentară. Și în loc să părăsim locul, ne-am gândit să-i dăm o nouă viață. Și Ștefan se ocupă de asta? Și el se ocupă de asta pentru că a găsi mărfurile japoneze, a găsi producătorii sau difuzorilor, furnizorilor, pardon, și a le comanda, nu se poate face decât în japoneză. Păi doare în cot de vânzarea de marfă în România, vă dați seama. Deci trebuie cu adevărat să aibă un partener convingător. Ori faptul că au de partea cealaltă un om care le vorbește scrie în japoneză, completează formularele în japoneză, etc., îi face să considere firma Takumi o firmă lejeră și serioasă. Credeți că s-a întors și că era dor de dumneavoastră? I s-a întors pentru că bănuiesc că nu-și vedea rostul mai departe. Consumase această etapă a vieții. S-a gândit pe semne că nu se poate să facă această gimnastică cumplită de dimineața până seara. Acolo nu se avansează foarte bine. Intri într-un loc structură. Și rămâi în structura aia. E o societate perfect ierarhizată. Și niciun caz nu avansează la vârf un european. Și japonezii. Ce fel de tată credeți că ați fost pentru Ștefan? Unul care l-a forțat să-și afirme o personalitate în raport cu mine. Ceea ce e bine și e rău. Ideea că trebuie să-ți construiești personalitatea gândindu-te la tatăl tău, nu e un lucru bun. Decât dacă ajungi să spui, e drumul lui, pe drumul pe care a mers el și în locul în care a ajuns el, nu mă privește pe mine, eu am drumul meu. Dacă consider că el a făcut ceva deosebit în viață, am să fac și eu pe drumul meu ceva deosebit. Alminteri însă, dacă intri într-o concurență proastă, eu n-am să ating performanțele lui și mai departe... O să trăiești niște frustrări toată viața, exact, iar așa rostul. Exact. Și bătălia la început, după venirea lui aici, a fost asta, pentru că mediul ăsta era străin lui. El a venit într-o lume străină pentru el. A plecat la 19 ani și s-a întors la 37. Deci vă dați seama ce problemă a fost găsirea unui loc în această lume. Să se reintegreze, practic, în lumea din care plecase. Exact. Da. Da, totuși. Da, nu, nici s-a mai pus problema să se integreze. Lumea de atunci nu mai avea, oricum. Când nu scrieți, nu predați, nu citiți, nu. Cu cine ieșiți? Ce prieteni aveți? Ieșiți? Mergeți la ceaiuri? Nu, lucrurile se schimbă de la o vârstă încolo. V-am spus că până la... O vârstă, la mine asta s-a împlat, să zicem, până pe la 60 de ani, m-am considerat etern. Deci nu trăiam cu iminența sfârșitului, nu spuneam, planurile mele trebuie să bată aproape. Nu, erau planuri pentru un timp nedefinit. Din clipa în care timpul a început să îngusteze și ai avut senzația că intra pe un culoar și că îl vei parcurge cât ai clipit din ochi, pentru că ăștia 26 de ani, doamnă, au trecut așa. Acum o clipă stăteam cu dumneavoastră la un microfon, la Soti. Da. Mi se pare că au trecut, cât ai zice,
Într-o clipă au trecut. Păi așa, în clipa în care ajungi la crești de 60 de ani, îți dai seama că ce urmează va trece la fel, va trece mult mai repede. Și atunci nu mai ai curajul proiectelor. Ăsta e lucru dramatic. Deci trebuie să știi ce faci cu tine ca să nu fii ridicol. Să te apuci să spui, am să scriu 5 volume de... Nu, începi să-ți drămuiești viața. Drept care îți pierzi gustul de social, începi să ai conștiința timpului pe care ți-l cere unul sau altul, devii extrem... Și sunteți mai zgârcit cu timpul dumneavoastră? Da, sau cum și faceți? Îi detest pe ziariști pentru că fac ceva oribil, te folosesc ca pe un instrument. Te sună în orice clipă, duminica la 3, ca o ei treabă cu tine. O părere despre ce a zis Boia. Păi da, ei sunt în prima parte a vieții, aceea în care au senzația că mai e mult și că... Deci nu le pasă. Merg de la impolitețe la mitocănie. Toți te bagă în proiectele lor. Absolut toți. Și atunci trebuie să știi să-ți aperi proiectul tău. Și în proiectul dumneavoastră cu cine ieșiți, de exemplu? Cu plăcere, nu știu, să stați de vorbă, să se îngustează. Povestiți, să... Deci nu mai faci prietenii. Nu mai faci. Deci ați rămas cu prietenii pe care îi aveți. Cele vechi de sunt mult consumate într-o mare măsură și rutinate, dar evident că îți dau confortul familiarității, nu poți trăiești decât cu oameni pe care îi cunoști bine și care îți fac plăcere, pe care îi vezi din când în când. Iar în ce mă privește, trăiesc cu cei de la Humanitas, care sunt o pepinieră de personaje formidabile, și care îmi dau o proastă măsură a lumii. Pentru că... Vă imaginați că toți sunt ca ei. Da, și pe urmă când ieși din lumea aia și te pomenești din lumea adevărată... Surpriză! Te înspăimânți. Adică, vă dați seama cam cum e să trăiești toată ziua în sosul autorilor Humanitas, care sunt personaje de genul. Leșu, Cărtărescu, da, Dance... Luvara, Boia, Dance, etc., Ioana Pârvulescu... Bine, atunci, redactorii care sunt haideți să rămânem în această lume și să-l ascultați pe domnul Pleșu ce a vorbit despre dumneavoastră. Oh, i-ați făcut figura asta? Da. Adică, cum este să îl ai prieten pe Gabriel Liceanu? Suntem încă în cercetări. Ne despart 45 de ani de singurătate și acum avem 45 de ani de prietenie, ceea ce nici nu mai e prietenie, e aproape o căsnicie. Așa că nu socotesc încă dialogul nostru pregătit pentru concluzii. Mă bucur că suntem de 45 de ani apropiați. Cum v-ați cunoscut? A fost o decizie a domnului Noica. I s-a părut că ar trebui să ne cunoaștem, să ne împrietenim și mai ales să ne împrietenim nevestele ca să își vadă ele de treburile lor și noi să ne putem concentra pe cultură. Când ne-am văzut, am avut trăirea asemănătoare. Mie mi s-a părut extrem de antipatic și eu i-am părut lui extrem de antipatic. Cum este domnul Liceanu dincolo de cuvinte? E plin de cuvinte și dincolo de cuvinte și este, cred, unul din cei mai buni profesori posibili de filozofie. E capabil să te facă să înțelegi cele mai complicate idei. Avem și divergențe. Când e vorba de o adevărată prietenie, prietenii sunt uniți și de ceea ce îi desparte. Dar facem o bună combinație, cred. Și în orice caz ne simțim bine împreună. Ce credeți că ați învățat de la el? Am învățat să îmi păstrez prietenia chiar și atunci când nu există o perfectă armonie. De altfel, o prietenie de tipul ăsta ar fi plicticoasă. Ce îl face fericit pe Gabriel Liceanu? Îl face fericit să îi iasă o pagină bună când lucrează, când scrie. Îl face fericit să se simtă înconjurat de prieteni și de ființe binevoitoare, îl face fericit să dea de citit și altora și îl face fericit să își consolideze un portret de om cu umor. Mi se pare mereu că lumea nu descoperă la timp sau în mod suficient nu-i descoperă umorul. Cât e el de hazos și îi place foarte mult când apreciezi glumele lui. Cea mai dragă amintire pe care o aveți legată de el? Am o imagine de pildă pe care cred că a semnalat-o și el în jurnal de la Păltiniș. Am ajuns noaptea în stațiune și trebuia să urcăm către vila domnului Noica pieptiși pe un deal împădurit.
Și ca să nu ne prăbușim sau să ne rătăcim, am urcat acest deal în întuneric, de mână, privind către lumina slabă care era aprinsă la fereastra de sus a domnului Noica. Eram un fel de Hansel și Gretel în variantă doar că autoctone. Nu lăsați fârmituri. Da. Aveți un mesaj pe care ați dori să îl transmiteți pentru care să vă asculte la radio? A, da? Da. Păi să-și facă mai mult timp să ne întâlnim, că viața e scurtă. I-am promis domnului Pleșu că o să vă întreb și ce ați învățat dumneavoastră de la el. Uitați, e un ipocrit. Vedeți ce a spus? Să-și facă timp, da, să ne întâlnim mai des. Când îi spun să n-are ne vedem, timp. N-are timp. Dar în același timp îi place să... Ați văzut ce înseamnă un prieten preajma căruia stând capeți standardele perfecțiunii? Îi urmăream acum în timp ce răspundea atât de spontan la tot ce îl întrebați, într-o limbă română perfectă, cu formulări excepționale. Gata, m-a apucat complexul, invidia. Nu, nu, dar trebuie să-mi răspundeți la întrebarea aceasta, i-am promis. Ce ați învățat de la el? M-a învățat, eram scorțos și timid, cum v-am spus. Și el are o, e har asta, are o formidabilă deschidere către toate fețele vieții. E omul care știe să stea de vorbă cu oricine, indiferent din ce zona vieții vine. Pe limba lui. Pe limba oricine lui. Pe limba lui. Drept care este îngrozitor de iubit și de simpatic. Atunci îi mulțumesc, domnului Pleșu, că de aceea stați de vorbă cu mine, altfel niciodată n-am fi vorbit. Asta m-a făcut pe mine, la rândul meu, să devin o persoană mai dezinhibată. N-a reușit chiar să mă înfacă să înjur. Da. Dar, oricum... Sunteți pe calea cea bună. Să-mi dau drumul. Să-mi dau drumul și să nu mai fiu crispat. Pentru că bonomia lui și mă rog, inflexiunile vocii lui te invită să ieși din acreala vieții. Să mai ascultăm atunci o melodie. Ați ales Leonard Cohen, Dear Heather. Revenim la discuția cu domnul Gabriel Liceanu. Andrei Preșu spunea că Noica v-a împrietenit. Cum era perioada aceea în care erați în preajma lui Constantin Noica? E ca și cum ai descoperi o altă orbită a omenescului. Lumea în care trăiam noi, orice om care îl cunoștea pe Noica mai bine, mai mult, care ajungea să-l frecventeze, care ajungea să fie în preajma lui în mod constant, descoperea că a fi om poate să însemne cu totul altceva decât facem noi în mod obișnuit, frecându-ne de noi în viața de zi cu zi. Deci îți dădea o răspundere a existenței absolut uluitoare. Învățai, fără să-ți spună, uite, fii atent, oamenii vorbesc, flecăresc, bat câmpii, se întâlnesc și nu spun nimic. Stau ca țațele de vorbă la poartă și le trece viața. Sau viața se consumă aiurea. Nu spunea asta. Și felul în care vorbea el te făcea să înțelegi că a sta de vorbă este un lucru extrem de responsabil. Pe urmă, învățai de la el că nu poți să ajungi la împlinirea ta în viața ta dacă nu te uiți la ce au făcut mai grozav oamenii din fiecare generație a lumii cunoscută. Așadar, dacă cultura noastră are o vechime, să spunem, de 3.000 de ani, n-ar fi rău să ajungi să cunoști cele mai grozave performanțe ale fiecărei generații a speciei umane. Pentru că aia sunt oamenii aleși. Dacă într-o generație se naște Homer, dacă în alta se naște Shakespeare, dacă în alta se naște Cioran sau Bach, n-ar fi rău să afli ce au făcut aia pe lume, ca oameni. Astăzi aș spune că trebuie să cunoști oamenii care justifică existența umană. Ori el te învăța asta, că dacă n-ai comerț cu cei care au justificat numele de om pe lume în sublimul lui, în excelența lui, ești foarte sărac și treci ca prostul prin lume, scăpându-ți frumusețile cele mai mari ale lumii. Deci disperarea mea acum către încrepuscul
este că nu pot să-i convin pe oameni că e îngrozitor de trist să ieși din viață fără să fi cunoscut cele mai minunate frumusețe ale existenței umane. Aveți senzația atunci că faceți parte dintr-un grup de rezistență prin cultură? Știți, asta se numește... Aș putea să... Da. Evident, după când spui da, atunci spunea ce elitiștii. Dar nu e vorba de asta. E vorba, pur și simplu, cred că fac parte dintre oamenii care au conștiința, v-am spus, a performanțelor ieșite din comun ale omenirii. Și atunci mă îndrept către ele. Și am conștiința că viața mea în felul ăsta este exact ca a unei plante cultivate față de una sălbatică. Existențele oamenilor în general se duc pe pârloage, dacă știți ce e o pârloagă. Da. Un teren necultivat, unde cresc buruieni. De fapt, asta e toată problema. Viața ta e o pârloagă sau e o grădină minunată pe care ți-ai cultivat-o atent? Deci cultura nu e o chestie de snobism, noi stăm acum de vorbă și aruncăm nume. Zicem, nume mari și dă bine, vai ce frumos să-ți faci gargară cu marile nume ale omenirii. Nu despre asta e vorba. E vorba de faptul că iei de la fiecare lucrurile care îți convin. Și atunci, exact ca un pom fructifer, care dacă îi dai ce-i trebuie, va da niște fructe formidabile, așa se petrece și cu noi. Aveți senzația că ați găsit și dumneavoastră un Pleșu și un Liceanu pe care să-i împrieteniți și care să vină să stea de vorbă cu dumneavoastră? Eu nu am conștiința superiorității mele așa cum cred că o avea Noica. Noi că avea o vocație. Dar oare nu asta aștepta Noica de la dumneavoastră? Noica aștepta ceva ce nu trebuia să aștepte. Performanță culturală de tip filozofic. Construcția unor mari sisteme, a unor idei. Aici a fost total greșit în raport cu mine. El trebuia să descopere în mine filonul de apetit către literatură, partea în care abstractul se întâlnește în mod extrem de fecund cu concretul și trebuia să ne pună să citim pe lângă marii gânditori ai lumii, în mod sistematic, pe mari scriitori ai lumii. Pentru că mari scriitori ai lumii sunt frații marilor gânditori. Gânditorii nu pot formula decât lucrurile pe care le au spus în termeni abstracți. Abstracția e seacă, e plicticoasă, nu ajunge la sufletele oamenilor, ori gândul meu de la o vârstă încolo, Veschia jurnalul de la Păltiniș, a fost acela de a scoate în prim plan viața în palpitul ei. Lucru care m-a atras cel mai mult a fost să le spun, Pleșu zicea că am vocație de profesor. Asta nu înseamnă decât că simt nevoia să dau sucul propriu al fiecărei idei. Nu există idei uscate. Există totdeauna idei care trebuie să înnoate în apele calde ale vieții, știți? Altfel, ideile nu sunt transmisibile. Trebuie să le încarci de căldura convingerii tale, a vocii tale, a pasiunii tale, a cuvintelor potrivite, a exemplelor și așa mai departe. Deci, detest vorbele ininteligibile. Detest discursurile pretențioase, prețioase și care nu-i fac pe ceilalți să înțeleagă că e vorba de ei. În tot ce am scris de câțiva zeci de ani încoace, încerc să-i fac pe oameni că vorbesc despre ei, despre viața lor și că atunci când vorbesc despre viața mea, ei trebuie să întâlnească într-un dialog secret cu mine. Cum era să fii un intelectual văzând ceea ce se petrece în țară pe vremea lui Ceaușescu? Dacă m-ați fi întrebat ce a însemnat noi, ca și m-ați întrebat, dar nu v-am spus asta, a fost... Propoziția cea mai frumoasă din jurnalul de la Păltiniș este: se poate construi un paradis în mijlocul infernului. Bineînțeles că 20 de milioane de români nu puteau să-și construiască paradisul în direcția asta, adică să evadeze în comerțul cu cei morți, cu cei care au emis cele mai splendide gânduri, vorbe ale omenirii.
Dar noi, grație lui, am reușit asta. O întâlnire cu el ne făcea, ne anestezia. Deci întâlnirea cu Noica, pe câțiva dintre noi, ne anestezia la mizerie istorie. Eram atât de fericiți că, grație lui, aveam un program, grație lui eram puși pe un drum al excelenței, pentru că ne dădea senzația că suntem cai de curse. Asta era vorba lui. Există cai trăpași, există cai tracțiune, problema e să fiți cai de curse. E superb, e superb să gândești omenirea în termen de rase rafinate, de cai. Și dumneavoastră nu simțiți nevoia să găsiți cai de curse? Câtă vreme am fost la facultate, am ales cai de curse, care mi-au trecut pe sub ochi. Deci din miile de studenți, câteva, 10 din ei au fost cai de curse. Și sunt cai de curse care aleargă pe hipodromele Europei. Mai ales că eu am senzația că în acest moment este într-un fel ca și atunci. E nevoie să existe un micro-univers în care acum să e altfel. Deci atunci trăiești altfel. Pe noi nu ne interesa faptul că mi-era egal că era sau nu de mâncare, că era frig sau nu, eram și mult mai tânăr. Nu aveam comoditățile astea ale vieții. Aveam ce citi, aveam niște oameni extraordinari în jur, aveam personaje de prim ordin ale culturii interbelice, asta era o hrană perfectă. Deci am trecut în felul ăsta mai ușor pe malul celălalt al istoriei. Acum mi-e greu, pentru că constat că în condițiile de libertate pe care noi am visat-o ca fiind inaccesibilă, o visam și știam că e inaccesibilă, astăzi îmi vine să le spun, am avut o discuție cu nepoata mea care are 16 ani, și am văzut-o că joacă Pokémon. Și am spus, de ce faci un lucru în turmă? În turmă, nu e așa că toți colegii te joacă? Da, toți joacă. Și nu-ți dai seama că sunteți niște oi. Sunteți oi care joacă Pokémon. Ce, bă, ce, cum adică? E de ce joci? Pentru că e mișto. Și ce înseamnă mișto? Ce-mi place mie? Ei, poate să-ți placă și să iei droguri. Nu înseamnă că e mișto. E mișto că iei droguri și că te simți bine. Dar viața ta se face de râpă. Deci fii atentă. E un drog. Îți mobilează capul cu vidul. Vidul pur. Vrei să faci din creierul tău un lăcaș al vidului? Joacă Pokémon, dragă. Nu tot ce e mișto te hrănește. Nu? Dar e foarte greu să explici unui copil asta de 16 e, ani. S-a uitat la mine detestându-mă cu dispreț. Cred că și cu puțină ură. Ce vrea asta de la mine? Tâmpenile lui. Deci e foarte greu să-i pui pe oameni să le explici că trebuie să știe să umble cu toate aceste aparate. Că ele sunt minunate dacă știi să le folosești. Dar că te pot împinge la tâmpenia ultimă. Da. Sunteți prieten cu rețelele de socializare sau deloc? Atenție, tocmai trebuie să măsor exact raportul cu device-urile astea. Deci folosesc computerul pentru că e o sculă formidabilă pentru scris. Folosesc internetul atunci când, în loc să caut în 10 dicționare și să pierd o oră, găsesc mai repede. Da? Dar nu am Facebook, pentru că știu că îmi va mânca timpul enorm. Și nu am Twitter și chestii de genul ăsta. Mă feresc. Dar de citit citiți și pe calculator? Nu, numai carte tipărită. Nu, numai carte tipărită, pentru că trebuie să modul meu de a asimila și de a funcționa, de a mă hrăni cu idei, cu cărți, cu citit, este să marchez la sfârșitul fiecărei cărți toate paginile unde există ceva care trebuie reținut. Credeți vreodată că nu o să mai fie Ceaușescu pe vremea când... Nu. Nu, știam că o să moară cândva, da, și noi odată cu el. Dar nu vă imaginați că o să trăiți tot ceea ce avea să fie după 89? Nu, știți, când am aflat chestia asta, eram, mai țin minte exact la cine acasă, Oana Blandiana. Eram la cineva, dar sunt tot mai ramolit. Pe ea o țin minte că eram cu ea, pentru că am început să plângem împreună. Știți? Șocul a fost atât de mare încât am început să plângem. A fost ca o... Ca și cum ți-ar fi luat cineva un pietroi enorm pe care îl găzduia în tine. Atunci ne-am dat seama cu ce oroare am trăit în viscerele noastre.
Când ați înființat Humanitas, care a fost prima dorință? La ce v-ați gândit când ați înființat editorul? Păi, lucrurile au fost așa. Creșul trebuia să umple instituțiile care trebuiau reformate. De la Teatrul Național până la Muzeul de Partid, Partidului, Muzeul Țăranului actual, editura politică era organul editorial central al secției ideologice, a CCO-ului, care publica în principal documente de partid și omagiile lui Ceaușescu. Nu numai asta, dar asta în principal. Și a se pune în brațe așa ceva, era ca și cum te-ar ruga cineva, știți, ca în grajdurile lui Augia, uite, nu vrei, uite, păcat de depozitul ăsta, de clădirea asta, e murdară, nu vrei să o cureți ca să facem ceva curat în ea? Deci a fost o sarcină civică, să ne înțelegem. Eu n-am înființat-o, dacă aș fi înființat o editură pe cont propriu, fără să-mi pierd ani de zile cu molozul care era acolo, ar fi fost într-un fel mai bine. Dar mi s-a părut că trebuie să fac făcut această treabă. A fost foarte greu. Erau 15 redactori acolo care nu se ocupau decât de documente de partid. Nu știau să fac altceva. Nu știau nicio limbă. Nu erau utilizabili. Urmă a trebuit să stau un an și ceva să scap de ei. Era o adunătură, era un cuib de ideologo-securiști. Se turnau unii pe alții. Da. A fost foarte greu. A fost foarte greu. Ori, în capul meu era ceva de ordin angajant, idealist. Civic. Am să am putința să arunc cărțile vieții mele peste o țară întreagă. Asta m-a ținut. Și ăsta a fost lucrul care m-a împins ani de zile. Deci am posibilitatea să dau hrana mentală României. Ăsta era gândul meu. Să public autorii care nu fuseseră, care să interziși? Tot. Deci în primii 5 ani de zile n-am făcut decât să recuperez domenii interzise cu cărțile lor fundamentale. Domenii interzise fiind istoria, în primul rând, filozofia politică, religiile, literatură interzisă, etc., filozofie, numai. Ori, la un moment dat, Boia a spus ceva extraordinar la împlinirea 20 de ani de Humanitas. Dacă multe instituții ale țării ar fi arătat ca Humanitas, am fi fost astăzi în alt punct al istoriei noastre. Asta mi-a căzut foarte bine și a zis să ne gândim ce ar fi, cum ar fi arătat România fără această editură. Eu n-am curajul să vorbesc cuvintele mele în felul ăsta. Da, de aceea știți ce vă rog? Haideți să-l ascultăm pe Mircea Cărtărescu, că ne vorbește el în cuvintele lui despre Humanitas și despre... Aoleu, asta e o emisiune, se numește Surpriză, da, nu? Da, aha. Exact așa. În 1993 am primit de la el o scrisoare în care îmi cerea cu o politețe extraordinară, cu o deferență pe care nu mai întâlnisem niciodată din partea unui editor, îmi cerea să colaborăm, să-i dau ceva ca să publice la nou înființata de 2-3 ani Humanitas. Și am fost foarte emoționat atunci. Bineînțeles, m-am dus imediat la editură și am avut prima discuție cu el, care a fost ceremonioasă, deferentă, minunată. Nu eram obișnuit cu așa ceva. Cum se lucrează cu Gabriel Iceanu? După părerea mea, ca autor Humanitas, și el și echipa lui sunt un fel de garanție că lucrurile se vor petrece bine, că vor fi profesionale. Eu n-am întâlnit niciodată în altă parte, mă refer și la relațiile mele cu edituri străine, o asemenea atmosferă de lucru cum e la Humanitas. Ce merită să știm despre Gabriel Iceanu și nu știm? Fața nevăzută a lunii. Gabriel Iceanu este un om extrem de complex. Un om pe care nu-l cunoști din fața lui publică, care sperie puțin, e puțin cu un fel de morg, așa. Dar Gabriel Iceanu, cel adevărat, nu este chiar așa. Când el este într-un spațiu privat, unde se simte bine și se destinde și este între prieteni, între oameni care îl iubesc, este un om cu totul și cu totul deosebit față de imaginea sa publică. Dar vă spun că uneori el are o candoare aproape copilărească. Aș spune eu, în momentul în care se destinde, el este ca un copil minunat.
Aveți un mesaj pentru el, pentru care să vă asculte la radio? Nu am un mesaj propriu-zis. Aș spune că eu sunt mesajul. Ce să spun? Singurul lucru pe care îl pot spune este că, fără îndoială, îi sunt foarte recunoscător pentru relația noastră. Asta gata. Ce fac în timpul ăsta? Vă bucurați? Mă bucur de... Știți de ce mă bucur din cele spuse de el? Faptul că a spus că port ca pe o povară imaginea mea publică. Dar m-am gândit de-a lungul anilor de ce n-am putut scăpa de ideea de morgă. Nu, de care... Pentru că, în general, a trebuit să vorbesc de lucruri serioase, știți? Noi trăim după 90 în libertatea de a spune ceea ce credem, oricum trăim lucruri strigătoare la cer, lucruri năucitoare, unele cumplite, atunci discursul care le exprimă devine grav. Oricum am apucat să-mi fac iarăși o datorie civică în a spune cu glas tare ceea ce gândim, pentru că n-am putut să o fac înainte cum trebuia, azi nu mai ai nicio scuză dacă nu o faci, atunci am primit ștampila de gravitate. Ori faptul că el știe, ca și Andrei Preșu a zis, că pot să am umor, că pot să... Într-un fel, dumneavoastră mă faceți acum, sper să arăt o altă fața mea. Știți? Și vocea nu mă slujește, pentru că fiind o voce gravă... Da, nu puteți să faceți glume. Pot, așa cu prietenii pot. Da. Și pot să fac glume cumplite. Un an între... Pleșu mai ales, nu suport. El are un umor teribil, dar nu e dus până la capăt. Pentru că nu știe să-l întoarcă asupra lui. Da, deci da, nu poate deveni nu ține la glumă. Nu e personaj de gaguri în care el să fie înăuntru. Al minteri, un umor enorm. Dacă îl pui pe el să fie subiectul gagului... Și îi mai faceți așa niște... O, cum să nu? Mare plăcere. Îl chinuiți cu plăcere. Cea mai teribilă poantă pe care am făcut-o a fost când plecam într-o călătorie împreună. El a venit cu mașina să mă ia și în clipa în care l-am văzut apărând la capătul intrării alea, străduții alea, am văzut o valiză mare, goală, pe terasă. Terasa era la Hochparter. Și atunci mi-a venit în cap să-i fac această poantă. A venit, s-a dat jos mașina și am zis: Andrei, fii drăguț o clipă, ca să încar valiza asta pe scară, poți tu să o iei peste balcon? Dar fii atent că e... Și m-am făcut că... E grea că și că ridic cu valiza aia, el s-a proptit în picioare și s-a pregătit prima și a primit-o și era goală. S-a enervat în groi, am leșinat de râs. S-a enervat în groi, zice, ce bancuri tâmpite poți să faci, ce bancuri... Nu i-a plăcut că a ieșit el, nu? Era subiectul bancului și nu suporta asta. Bine, gata, mai am o surpriză și ați scăpat de mine. Să știți că și Dan ce Mihăilescu asta de vorbă cu noi tot despre tema umor. Nu știu, deci chiar cred că e o problemă cu umorul dumneavoastră. Ia să vedeți. În el, de fapt, sunt patru persoane, zic eu, că într-un peisaj perfect există nord, sud, est, vest, așa că se mariază filozoful cu gazetarul radical, cu scriitorul, deci sunt mai multe euri. Andrei Pleșu îmi spunea că și-ar dori să, Liceanu și-ar dori să-i vedem umorul mai mult decât îl vedem acum. La dumneavoastră l-ați găsit, l-ați văzut? Da, după ce am fost stupefiat literalmente de Monica Lovinescu, care mi-a spus: vai ce am râs cu Gabriela seară. Eu am lungit o față îngrozitoare, zic: aș râs cu domnul Liceanu? Dragă, este savuros, e o nebunie. Dacă știi cum să-l iei și să-l accepti. Ori eu, care de la 18-19 ani mă uit la el în racursii ca la o statuie proiectată pe cerul marilor idei, evident că nu mi-a venit după aia să accept că el, precum Cioran, de altfel sunt două euri care știu să râdă. Care credeți că este cea mai importantă calitate a sa? Energia coagulantă. Să nu uităm că e un editor care face de 25 de ani cât un minister al culturii și o filială de academie la un loc. Cum este când nu-i place ceva? Nu vrei să știi, cum se zice în limbajul dumneavoastră, that, Mr. President, you don't want to know. Când faci o gafă, când calci pe un bec, este în stare să te, cu o singură întrebare laser, am tipărit noi așa ceva, și atunci poți să deduci să te pânzuri.
Asta chiar a fost distractiv. Acum m-ați terminat cu emisiunea asta. Trebuie să fac dovada că am umor și nu știu unde să mă duc. Deci mă chemați într-o zi să spun bancuri. Ce a zis? Ca o statuie pe cerul? Pe cerul ideilor. Ideilor. Nu, trebuie să mă puneți să spun bancuri, să... Da, știți un banc? Un povești, să... Nu, nu răspund. Bine, știu, nu. Bancuri politice și nu cred că vreți acum bancuri politice. Da, sunt bune? O, extraordinare. Păi putem atunci unul să încercăm. Sunteți sigură? Da, sunt sigură. Vreți un banc cu Iohannis? Da, da, cu cine vreți dumneavoastră? Sunteți în stare să-l... Să-l ascult? Să-l transmiteți? Da, ia să vedeți. Două vă spun. Bine. O limuzină goală trage în față la Cotroceni. Din ea coboară Iohannis. Asta a fost prima. Acum vine unul baroc. Iată-l pe cel baroc. Președintele nostru, domnul Iohannis, face o vizită majestății sale, regina Angliei. Sfântă Majestate, uitați, profit de ocazie să vă întreb cum de aveți un leadership atât de formidabil. Domnule președinte, este simplu, mă înconjur cu oameni, de oameni inteligenți. Acum aflați că sunt inteligenți. Vă dau un exemplu. Alo, Cameron, spune-mi, te rog, părinții tăi au un copil care nu e nici fratele tău, nici sora ta. Cine e? Foarte simplu, majestate, eu însumi. Ați văzut, domnule președinte? Asta e tot. Se repede Iohannis în țară, îl cheamă pe Mihalache. Ei, Mihalache, fii atent, părinții tăi au un copil care nu e nici fratele tău, nici sora ta. Cine e? Domnule președinte, întrebarea nu e ușoară. Dați-mi timp de gândire. Iese în cameră și cheamă consilierii. Băi, fiți atenți că trebuie să răspund la o întrebare grea. Părinții mei au un copil care nu e nici frate, nici soara, cine e? Liniște. Nu zice, domnule consilier șef, trebuie să-l întrebăm, haideți să-l întrebăm pe Pleșu. Ok. Așa a intrat Pleșu în folclorul bancurilor cu ocazia asta. Alo, domn Pleșu, avem o întrebare la dumneavoastră. Părinții noastre au un copil care nu e nici fratele, nici sora noastră. Cine e? E simplu, eu sunt. Mulțumim. Mihalache se repede la Iohannis în birou și spune, am aflat cine e. Pleșu. Bă, prost ești, bă. De Cameron. Vedeți? Gata. S-a recuperat problema cu umorul. Ah, ce bine că m-ați eliberat de povara. A fost chiar bun. Măștimele. Să știți că mai avem o rubrică și ați scăpat de mine. Sunt niște întrebări, dar nu atât de grele ca primele și puteți să răspundeți cu mai mult de un singur cuvânt. Se numește 10 întrebări esențiale. 10 întrebări esențiale. Ce ați face dacă ați câștiga 1 milion de euro? Aș face ctitorii culturale, evident. Deci m-aș gândi cum aș putea să dau șanse egale unor oameni să ajungă la împlinirea vieților. Sate, copii, aș lua un sat în gestiune și aș face un experiment. Ce înseamnă lux pentru dumneavoastră? Confortul. Nu cunosc luxul, dar îmi place confortul. Deci îmi place să trăiesc în lucrurile care îmi satisfac nevoile elementare într-o formă cât de cât rafinată. Ce grupă de sânge aveți? Nu știu. E scrisă pe... E scrisă. Deci da, dacă pățești ceva... E scrisă. Care este scriitorul dumneavoastră preferat? Trebuie să alegeți unul singur. M-ați nenorocit, nu? Thomas Mann. Când v-ați simțit cel mai mândru? Când jurnalul de la Păltiniș
a fost o împlinire și nu un eșec? Pentru că mi-era frică că Noica nu o să mai vorbească cu mine. Că nu știa că o să apar. Și când am primit scrisoarea prin care mă îmbrățișa pentru carte, am avut mândria supremă a vieții mele. Care este cuvântul care vă place cel mai mult? L-am invocat de multe ori. E răzbunare. Atenție, nu răzbunare. Răzbunare. Adică gestul prin care faci ca un lucru care a luat o razna și a devenit rău să devină din nou bun. Așa cum era la început. Cuvântul răzbunare în română e unul dintre cele mai splendide cuvinte, pentru că îți arată varianta frumoasă a răzbunării, a punerii în matca binelui. Sex, vremea se răzbună. Sex înseamnă dimineață vreme. Sau seara? Am colegat, în niciun caz... în niciun caz la prânz. Nu, în niciun... Oricând îți vine cheful. Dimineața, seara, la prânz... Cine a scos regula că există perioade în care sunt programate? Nu știu, chiar de așa. De ce puteți da, gata, așa? Cine a scos regula? Nu e bine. Care este ultima fotografie pe care ați făcut-o cu telefonul mobil? Nu ne-am făcut poze cu telefonul. Dacă ați fi obligat să păstrați doar trei lucruri, doar trei lucruri din tot ce aveți, ce ați păstra? Toate trei sunt obiecte care provin din casa copilăriei mele și care îmi dau senzația de continuitate în raport cu părinții mei, cu casa mea și celelalte. Deci obiecte de bucătărie sau un vas Moser care mi-aduce aminte de mama mea. Și un tablou pe care l-am ținut sub ochi 20-30 de ani, mă sculam cu el în copilărie, în listă, în fața ochilor și nu știam că e un tablou formidabil care era pictat în clar obscur și al cărui imagine adevărată am descoperit-o acum când îl am la mine. Care este rolul filozofului pe lumea asta? Să-i convingă pe oameni că trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu ei. Și că trebuie să ajungă să gândească lumea cu mintea lor și să nu se lase manipulați pentru nimic în lume. Cea mai mare înjosire care se poate aduce unui om este manipularea. Și trebuie să ajungi să nu poți fi manipulat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Liceanu. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc mulți cititori. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, și vă dau întâlnire sâmbătă viitoare la prânz. O zi excelentă tuturor, ne despărțim pe ultima alegere muzicală a domnului Liceanu, Adamo, Tombe la Neige. Doamnă, m-ați epuizat. La radio, cu Andreea Esca, la Europa FM.